Bună ziua și bine v-am găsit la interviurile de CNews Live cu Val Vâlcu și sunt emoționat, uit și de colega mea când am în platou pe Corina Drăgătescu și Eugen Kelemen. De ce? Pentru că de regulă ei sunt cei care pun întrebări, ei sunt cei care ne invită la televiziune și și dacă mai venea și Bogdan Chiriac pe lângă Anca Murmoci, făceam o ședință de sumar. O ședință de sumar la vechiul adevărul, sau cum spunea cineva, adevăratul adevărul. Corina Drăgătescu... Și să știi că și eu în cariera mea de televiziune am uitat numele lui Lili Ruse de nu știu câte ori. Și vorbeam că știu de 20 de ani și mă uitam la ea și încercam să-i spun numele. Și emoția de direct mă făcea să-i uit numele, așa că nu e o jignire sau nu e o ceva personal, dar se întâmplă des. Avem de discutat multe. Eugen Kelemen este omul din spatele RTV-ului, camerelor RTV, a conceptului RTV. Corina Drăgătescu e cea care a rămas în momentul de criză, de acum 5 ani, de aici este pretextul acestei emisiuni. Acum 5 ani se întâmpla șoc, o premieră, se rupea o televiziune în două, se tăia emisia. Vom discuta și despre lucrul ăsta, dar aș vrea să încep cu Corina Drăgătescu. Asta spuneam, mi-aduc aminte în această clădire, în corpul alăturat, acum 25 de ani, când eram colaborator la Adevărul, nu mă angajasem. Era un tip pe hol, nici nu-l cunoșteam, care o certa pe Corina Drăgătescu. Era Sergiu Andon și se certau, mă rog, o certa pentru un titlu. Așa am cunoscut redacția Adevărul, o ceartă pe un titlu cu Sergiu Andon. Cum e Corina Drăgătescu, care a condus la rândul ei Adevărul, care a mai trecut printr-o ruptură, nu? A mai trecut printr-o ruptură ca o ruptură, da? A noastră, până la urmă, noi toți trei de aici am rămas. Cum era să fii certată? Câți ani au trecut? Mai ținite cum era să fii certată? Groaznic. De cineva? Am plâns de nenumărate ori din cauza lui Sergiu Andon. Nu am plâns niciodată după aceea, mă rog, am mai plâns, evident, când s-a rupt Adevărul, de spaimă că ce se întâmplă. Dar pentru profesie, pentru un articol și pentru conținut, pentru titlu, Sergiu Andon a fost groaznic. Primii ani la Adevărul era o sperietoare, însă cel mai bine și mai bine, cel mai bun învățător și cel mai bun profesor de presă la vremea respectivă mi-a fost Sergiu Andon, trebuie să recunosc. Nu mai știi de ce te certa atunci? Ba da, nu mai știu atunci, habar n-am, dar știu când m-a trimis și am refăcut un articol de 3 ori, pentru că ce mi-imputa era că nu eram în stare să transmit mesajul în termeni simpli către cititor. Și mi-a explicat că, în general, toți cei care au o formație și sunt gata formați într-o profesie au tendința de a explica cititorilor și, după aceea, și telespectatorilor în termeni care sunt neînțeleși de publicul larg. Asta mi-a prins bine și la ziar, mi-a prins bine și în televiziune și am văzut, acum în America, am văzut că asta este tendința la organizațiile de presă să angajeze persoane generaliste tocmai pentru a evita această capcană ultra-specializări în comunicarea cu... Și pe mine m-a speriat Sergiu Andon, dar m-a speriat în perioada în care renunțase la scriitură și avea o prietenie cu Dumitru Tinu și reprezenta jurnaliștii Ziarului Adevărul în instanțe. Și am avut în a treia săptămână de presă, proces. Primul și ultimul proces, sper să nu mai am alte procese, și m-am dus la tribunal, nici salivă în gură nu mai aveam când m-a chemat judecătoarea cu buletinul în față. Iar Sergiu Andon, după prima înfățișare, mi-a zis, vei pierde procesul. M-a enervat atât de tare, m-a speriat atât de tare, încât m-am dus și m-am blindat cu toate documentele posibile pe la corpul de control, din minister, de peste tot. Și evident, am câștigat procesul foarte ușor, le-a zis, băiete, ți-am zis să mă poți ajuta cu documente și cu de-asta, de-aia ți-am zis că pierzi procesul. Da, deci cam așa a fost cu începutul presei și dacă e să o luăm de la începuturile presei, Am trăit toată perioada asta de schimbare a presei, de trecere de la jurnalismul ăla greu de tot, la jurnalismul pe care îl vedem astăzi și care este mult mai lejer și influențat de foarte, foarte mulți factori. Da, Adevărul mi-a prins bine, realitatea mi-a prins bine, RTV-ul este sufletul meu, așa că... Așa că de ce ai plecat? De ce am plecat? Unde? În țară. Pentru că am câștigat loteria vizelor. Ca orice român, am participat la loteria vizelor americane. Cum să lași
un astfel de, cum zic, de prilej să treacă pe lângă tine. Și cum v-a influențat domnul Tăriceanu? Că știu că a zis la un moment dat că v-a ajutat. A, nu, Tăriceanu atunci... A rămas ideea asta, da, și v-a zis. Nu m-a ajutat deloc domnul Tăriceanu. Domnul Tăriceanu, în plină criză, a spus este momentul pentru români să-și cumpere case în America. Văd declarația așa cum am fața ochilor și am zis, da, așa este. Eu având deja rude acolo, având deja un, cum să spun, un traseu deja bătătorit acolo, mi-a fost foarte simplu și așa am început eu cu America, încercând să fac o investiție în... în America. Deci din cauza asta m-a ajutat cu ceva. Ferească Dumnezeu. Nu s-a pus la vize, la loteria asta. Nu se poate pune. Sunt 12-15 milioane de oameni care participă și sunt aleși 50.000. Bun, acum mă întorc la Eugen și el o să-mi demonstreze împreună cu Luis Lazaru și o dezbatere fierbinte la RTV că se fac mecherii la loterie, că există posibilități de a influența destinul. La loteria română, poate. La loteria română, da. Păi despre asta. Că, nu, la asta americană nu se nu, astrologa de la RTV ar putea să o ajute, ar fi putut să o ajute pe Corina? Nu știu ce vreți, simt așa o mică răutate ce când ce de astrologă, dar vreau să vă spun că astrologa Mariana Cojocaru are un public extrem, extrem de numeros în toată lumea asta și în toată presa mondială. Astrologia ca știință, că nu mă refer la toți escroci. Mariana Cojocaru are studii de specialitate, are studii superioare. În schimb, dacă dumneavoastră considerați că e ceva rău în asta, vreau să vă aruncați o privire așa să vezi cum toată presa asta care se dă quality, foarte importantă, generatoare de subiecte importante, a renunțat la asemenea subiecte și fac mai nou cu numerologul, cu astrologul, cu parapsihologul, emisiuni politice și așa mai departe. Deci... Da, pentru că și-am să spună de ce. Eu vin și merg pe partea de teorie, că asta am făcut în America. Am stat și am învățat non-stop pentru masterat și în cadrul masteratului am învățat și o materie care leagă presa de securitatea națională și internațională a statelor. Mă rog, ce se întâmplă? În toată presa există fenomenul ăsta de trecere către știrile grele, către un fel de infotainment, deci știrile prezentate într-o modalitate mai lejeră, mai de spectacol. În toată presa americană există fenomenul ăsta pentru că oamenii se duc foarte mult către net, se izolează și iau știrile serioase și asta produce o alienare a audienței de pe net în mare măsură și rețelele de socializare sunt incluse aici. Și atunci reușesc să-i captez la televizor exact cu nișa pe care Eugen Kelemen a găsit-o în momentul în care am mers mai departe cu România TV și ne-am desprins de realitate. A fost același fenomen ca la Adevărul. Partea ultra serioasă care credea că va face opinia, că va da opinia, nu a reușit să mai meargă mai departe pentru că publicul s-a schimbat. Și de aia, ceea ce se întâmplă acum la RTV, dacă vă aduc o carte din Statele Unite, un manual de jurnalism, este exact ceea ce se întâmplă și acolo. Nu, da. Ce se întâmplă la România TV acum, se întâmpla și la Adevărul, Valvulcu, dacă ți-amintești, că era cu vreo 5-10 ani înaintea tuturor. Chiar conceptul de ziar pe care l-am făcut împreună și rubrici și idei nu se regăseau nicăieri în presă. Și toată lumea râdea la un moment dat, aoleo, ce pastile are Vâlcu, ce... Erau niște lucruri pe care acum le vedem că le copiază după 10 ani. Din păcate le copiază mai puțin reușit. Fără Vâlcu, să vedem cu... Că până discutăm de TV, vreau să discut de Cunea Drăgătescu, că spunea de formarea în profesie. Era... Cum e soarta, nu? Dacă în 1990 nu era concurs la Adevărul, ai putut fi azi în locul Laurei Codruța Chioveși, și adică procuror și unul de succes, da, că la Adevărul ai avut succes. Nu știu dacă am terminat dreptul. Am dat examenul de intrare în procuratură și la mijlocul examenului a intervenit Revoluția. Deci ai fost procuror, ce să mai încurc? N-am fost procuror pentru că n-am... Ai fi fost? Da. Probabil că aș fi fost, nu știu, procuror, avocat, nu știu, cu avocatura era mai greu în perioada aia, tot ce putea erai procuror judecător, era mai... cumva mai simplu decât în avocatură. În avocatură era mai... în fine, și atunci era un pic mai dificil.
Poate, nu știu, eu știu, dacă nu ar fi fost Revoluția, poate Val Vâlcu mă trata acum de depresiv pentru că nu-mi plăcea meseria pe care o fac, dacă era doctor. Era discuție, da. Sau Eugen Telemen îmi învăța copilul la școală pentru că era profesor. Nu putem ști ce s-ar fi întâmplat. Și cum ai renunțat? De ce ai câștigat concurs? Pentru că presa, am vrut să fac tot timpul, presă. Și nu am câștigat concurs, eu am intrat scriind articole din a doua, a treia zi de Revoluție, din ianuarie 1990. Cristian Tudor Popescu și cu mine am fost angajați, primii angajați, din noua serie de la Adevărul, în martie 1990, scriind articole imediat după Revoluție. Pentru că ulterior s-au dat concursuri și ulterior, din 1990 s-au dat concursuri, da, dar atunci aveau nevoie rapid de oameni. Noi am trimis, eu am trimis prin cineva care știa pe doamna Ionescu, care ulterior a fost la noi, la documentare. Și am scris articolul, celebru articol împotriva lui Rațiu, că la vremea respectivă, normal, nu știam nimic despre nimic, dar credeam că știu totul. Și așa am ajuns la Adevărul. Deci, na, viața așa e uneori. Și de ce nu știu, nu ați intrat în politică? Știți că acum e goană să după... Dacă vrei să faci presă și îți dorești să fii ziarist de copil mic, e cam greu să... Da, despre treci. Ce goană vorbiți? Asta e interesantă discuția asta. Păi nu ați văzut goana acum cui? A jurnaliștilor după politică sau al politicienilor după... Nu neapărat, și depinde. Păi eu vă zic că este goana politicienilor și clasei politice ajunsă la un nivel extrem de jos, care mai văd doar în jurnaliști salvarea, pentru că jurnaliștii cât de cât mai sunt în stare să lege două, trei vorbe, cât de cât sunt nu mai informați decât ei, și atunci ei cred că se vor primeni și că se vor salva. Asta este este o situație extrem de gravă. Nu este singulară, că peste tot în lumea civilizată jurnaliștii fascinează și există atracție față de jurnaliști. Și jurnalismul, într-adevăr, este o trambulină spre alte profesii și spre alte domenii de activitate. Dar în România ce se întâmplă, să luăm tot felul de oameni din presă și într-un număr atât de mare, arată cât de slabă și la ce nivel scăzut a ajuns clasa politică. Dar și jurnaliștilor le place să mă gulești cum sunt invitați. Și mie mi s-a propus, era PSD-ul la putere. Și pentru că scriam de ei tot timpul și aflam știri permanent de la ei și le dădeam la ziar și ziarul publica, eram primii care aflam o știre și nu le convenea. De cele mai multe ori nu le convenea, pentru că niciunui partid nu-i convine să aibă rufele puse pe masă de altcineva. Au venit și mi-au propus. Nu vrei să intri pe listă? Și am zis nu, dar nu vreau să intru pe liste ca să am eu un câștig sau ca să mă oprească din a scrie. Să fie clar că niciodată nu știi care e sensul. Vor să te oprească din exercitarea profesiei, vor să te folosească drept portavoce sau este interesul tău și interesul lor și atunci te întâlnești undeva comod. Astea sunt strategii elaborate, de exemplu Băsescu te-a dat jos din avion. Mai simplu, mai marinărește. Da, așa este. Așa este. Spune, în 2005, când eram la cu ruptura de la Adevăr. Adică aș vrea de aici să pornim și de la ideea coabitării cu presa. Adică te mai duci cu avionul prezidențial, ți se face un favor, se așteaptă de la tine. Și eu am debutat, culmea, într-o situație oarecum similară. Am fost cu un turneu pe Dunăre UNESCO. Cristian Tudor Popescu a renunțat și nu știu de ce și nu mai avea nimeni pașaport și așa m-am trezit într-un turneu UNESCO pe Dunăre și pentru că Anca Toader de la BBC și cu mine am scris Adevărul, mă rog, că rău, că așa nu ieșea bine turneu, s-au supărat, a zis, păi cum, noi v-am luat cu vapor, v-am plimbat și voi scrieți, da, unii nu mai îmi vorbesc nici azi după 10 de ani. Și asta era ideea, această coabitare, luarea cu avionul prezidențial, mersul cu încercarea de influență mai subtilă a presei, care s-a finalizat în cazul tău cu îmbrânceala pe Asta creează în 2005 a fost asta, da? Când a fost ruptura de la Adevărul, ca să eram la Roma și Traian Băsescu n-a vrut să mă ia în avion ca să ajung mai repede acasă, era toată povestea cu ruptura, în fine, ne-am și certat atunci, dar a fost unul dintre momentele ulterioare, adică din momentele de ceartă cu Traian Băsescu, multe după aia. Dar cum luau ei președinții în avion? Nu te dădea. Se făcea, știm bine cum, ca așa cum, trimit listă și redacția desemnează un om și omul respectiv pleacă în deplasare. Nu prea s-a întâmplat să fie dat jos jurnaliștii. Acela a fost un moment, mă rog, mai puțin știut, uite că
acum vorbim despre el, Trambăsescu e capabil de orice. Dar asta iarăși creează o dependență între jurnalist și omul politic care îl ia cu avionul sau cu mașina sau în caravana căruia se duce. La fel e și în Statele Unite. La fel, exact la fel. Și atunci evident că toată lumea își pune întrebarea, domne, dar nu cumva ceea ce relatează jurnalistul din teren este influențat de această relație de dependență meschină până la urmă, de deplasare, de mâncare, de plată. De conștiința profesională. Da, dar lucrurile astea se ridică și se analizează în toate părțile lumii. Nu este numai la noi. De-au și înlocuit termenul de obiectivitate, pentru că n-au putut să definească obiectivitatea cu adevărul unei știri, cu cum se numește, capacitatea de acoperire a unei știri. Adică au încercat să nu mai spună obiectivitate, pentru că este cât se poate de aprecierea în sine a obiectivității. Nici măcar oamenii de știință recunosc că există o subiectivitate a cercetării, exact. Dar minte presa într-o zonă atât de emoțională. Să relatezi adevărul, să nu deformezi ceea ce vezi, să îl transmiți cu bună știință. Chiar dacă îl transmiți corect, obiectiv, cu bună credință, din 10 unghiuri de abordare existente la un eveniment, tu ca jurnalist îl alegi pe unul care ți se pare cel mai interesant, trece prin filtrul tău personal și din start. Obiectivismul tău nu este același cu obiectivismul, e bine zis obiectivism? Obiectivismul meu? Obiectivitate. Nu știu. Obiectivitate. Dar slabismul a fost adus în discuție săptămâna trecută. De slabism. Îmi cer scuze. Pentru că noi trecem prin filtrul nostru, în general, știrile și trebuie un efort foarte mare. Eu mărturisesc că încerc de multe ori să scap de partea mea de stânga, care acum s-a mai dus către centru, pentru că trăind în America nu mai sunt așa. Încerc. Dar e greu să zici, bă, stai puțin să nu mă duc să am o prejudecată mai pe partea stângă, să încerc să fiu pe partea dreaptă. E rușine să spui că ești de stânga, înțeleg, asta e doar bine să spui că ești de dreapta. Nu, eu țin cu Hillary Clinton și sunt o persoană social-democrată, orice aș face, chiar dacă trăind în America, evident, dreapta mi se pare... Și votezi acum? Ai drept de vot? Nu, la peste 5 ani. Adică de-abia la anul meu cetățenia și abia la următoarele alegeri. Probabil că parlamentare 2 ani. Poate ori avem și eu anticipat. Nu, iau la 2 ani pentru parlamentare. Deci o să pot să votez pentru parlamentarele lor care sunt peste 2. Da, Nixon, de fapt, stați că ei n-au avut anticipate. Nixon și-a dat demisia, dar n-au fost alegeri. A preluat vicepreședinte. N-au, preiau și... Da, îmi pare... Dacă mor amândoi, Doamne ferește, preia speakerul de la cameră. Nu mă gândeam la chestia asta. Poate ajunge Felin Popescu Tăriceanu, președintele Americii, dar... Eugen spunea de curtarea, de introducerea jurnaliștilor în politică. Trump este un fel de jurnalist, adică el a făcut un reality show, este un om de spectacol. E un fel de Traian Băsescu. E un fel de Traian Băsescu, da. Mai jos, din punct de vedere intelectual, aș zice. Din punct de vedere al simțului politic, da, Traian Băsescu este, vai cum sună asta, este peste Donald Trump, dar da, Traian Băsescu este peste Donald Trump ca instinct politic. Acum, un omolog perfect în România pentru Trump ar fi Gigi Becali. Deci Gigi Becali în România ar putea face spectacolul pe care îl face Trump în America. Nu sunt de acord. Traian Băsescu este corespondentul lui Trump. Dar Lis, adică un tip de, sau Prodan, domnișan. Lis doar la Mircea Badea fiecare zi la ora 14. În cazul ăsta am putea avansa aici o inițiativă editorială. Ar putea avea Traian Băsescu propria emisiune de televiziune? Nu. Păi Trump a putut, uite. Nu. Nu, pentru că asta am spus. Diferența între Trump și Traian Băsescu este că Traian Băsescu are un instinct politic mult mai bine. Eu zic că Traian Băsescu dezvoltat. Poate avea propria emisiune. Nu poate avea, nu este știe capabil. Știe să cânte, Corina, știe să recite. Nu poate să stea cu casca în ureche și să ia publicitate niciodată. Nici nu-i trebuie cască. Cer la semn publicitatea. Dar face avea. Product placement, cum a făcut cu whisky-ul la... La Cârcotaș și atunci, da. Nu trebuie să facă publicitate, ne pune direct. Nu, momentan vrea să fie senator în senatul pe care a vrut să-l desfințeze, Traian Băsescu, da? Am avut referendumul și asta a spus, cameră să fie parlamentul nominal, iar acum Traian Băsescu vrea să fie senator, poate chiar președintele senatului și cu siguranță prim-ministru. Și ar putea ajunge a treia oară președinte dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva... Doamne ferește. Ca președintele senatului ar putea sau nu?
Eu mă gândesc, mi-a dat o temă de gândire, dacă nu intră în Parlament, i-aș face o ofertă pentru o emisiune și audiență garantată. Domnule Chelemen, dar de ce s-a supărat pe dumneavoastră, că a zis că vrea să fugărească dacă vă prinde, la un moment dat? Îl deranjează burtierele de urmează. Deci îl deranjează burtierele, îl deranjează alăturarea de cuvinte mafia băsistă și a zis că... Îi spunea moderatoarea atunci că știe el cine pune titlurile alea și dacă mă prind o să chiar cine pune titlurile acelea? Că sunt într-un fel acum, fac parte din brandul RTV. O echipă destul de numeroasă. De... Nu e un singur și bună, că e greu să dea un titlu. Exact. Ca ala, e greu. Titlologia chiar este dificil, e un domeniu extrem de... Eu nu sunt capabilă să dau titlurile la o emisiune când sunt moderator sau când eram moderator. Nu eram capabilă pentru că nu am fantezia necesară de a, de a da titluri când dă echipa. E un sunt 8 editori care lucrează pe tură. E ca un... cât? 8 editori. E ca un copywriter de publicitate, adică acela e un slogan, de fapt. E într-o formă concentrată. Este un instrument de marketing care este menit să atragă publicul. Face parte din ceea ce, din nou revin la american, numesc jurnalismul galben. Este tipul ăsta de jurnalist care e, cum am zis, către infotainment, care are titlurile mari, care bagă... Cine a inventat burtiera cu vâjit, cu asta? RTV-ul. Și ea face parte din brandul RTV-ului. Era o rușine. Acum patru ani, jumate, cinci, când am introdus burtierele astea de teasing, Doamne, ce ne-a mai criticat toată lumea, toată presa scria, ce rușine, ce oroare, ce nenorocire... De ce să vezi acum toată lumea are burtierele mari, nu le fac galbene, le fac roșii, toată lumea au sisteme de promovare, picture in picture și așa mai departe. Ce să vezi? S-o trezi mai târziu puțin, ghinion. Și e foarte greu pentru că să construiești tipul ăsta de relaționare între emisiuni, de să faci o trecere dintr-o emisiune într-alta, numai Chelemen și echipa de editori formată acolo împreună știu să o facă. E foarte greu să faci un produs pe 12 ore, dacă durează, că noaptea, în fine, noapte, se uită, sunt transmis, în fine. Să faci din mai multe bucățele, să faci un produs compact, să-l promovezi de la o oră la alta și să ții telespectatorul lipit de televizor ca să poți să faci audiență, pentru că până la urmă banii fac parte din competiția noastră pentru audiență, pentru că la rândul lor susțin televiziunile, nu? Imaginați-vă întreaga redacție ProTV care lucrează pentru jurnalul de la 19, principalul lor produs la România TV de la ora 6 dimineața până la ora 24 inclusiv, oră de oră trebuie să pregătească 60 de minute cum sunt cele de la ora 19 la ProTV. Și ai emisiunea, deci e foarte greu, cine crede că e simplu, pui și te așezi pe scaun și moderezi o emisiune și gata, asta e tot? Nu, pentru că în spate, dacă n-ai avea echipa care să promoveze, să spună, urmează, stați pe aproape, senzațional, cum avem de multe ori sau nu mai știu, alte... N-ai putea să faci nimic, ai face o emisiune tristă și ar fi ruptă de cealaltă. Eu cred că asta dă... imaginea de echipă și asta ne dă, până la urmă, coerența ca televiziune. Și cum e cu certurile astea din platou între invitați? Uneori sunt stârniți așa să, pentru audiență să se certe sau nu, chiar se ceartă pe se bune ceartă, după care... Chiar, se ceartă. Unde? Adică, la știri sau... În emisiuni. La o emisiune de știri n-ai cum să-i spui lui Victor Ponta înainte... Nu, dar sunt unii... Nu, sau lui Vișan să-i spui, auzi Vișan, te rog eu, vine Bogdan Chiriac, te rog eu, ia-te și ceartă-te un pic cu Bogdan Chiriac. Cred că dar întrebarea e și are sens. Există emisiuni plătite în care, nu la știri, în formatele tabloide, să ne luăm pe Leo de la Strehaia, de exemplu. Da? E un scenariu dinainte stabilit, asumat, pe bani grei și facem spectacol. Un fel de reality show. Sau... Exact. Nu, eu cred că am vrea să spună cum erau la fotbaliștii. Deci pe teren se îmbrăceau, se loveau și afară plecau la bere. Asta întreba. Dacă vedetele politice care se ceartă în platou, nu cumva după aia... Unor pleacă supărați, altor pleacă prieteni. Depinde de momentul în care. Că dacă este o ceartă, nu știu, în timpul mandatului așa obișnuită,
Pleacă cam prieten. Dacă e în campanie, când e încărcătura foarte mare și când miza este foarte mare, uneori pleacă înjurându-se realmente unul pe altul. Da, eu am asistat la o scenă, chiar așteptam să mă cheme la proces, că au ajuns cu înjurături de mamă, de tată, da, de sunt rude, și din astea. La plecare, deci în afara... Și zic, doamne, asta mai rămâne acum, să zic cum a băgat-o și pe unde și ce a făcut pe hol, că eram în 4-5 ani pe hol, nu știu. Da, sunt și momente, deci nu e nimic stabilit dinainte, să fie clar. Sunt emisiunile de știri, emisiunile noastre de care sunt... Da, apropo de ceartă, știți ce am constatat în ultima perioadă? Cu cât se ceartă mai mult și cu cât e mai mare hărmălaia în studio, cu atât e mai mică audiența. Cu cât e mai multă liniște și cu cât e mai așezată emisiunea și cu cât vorbește invitatul mai mult și își expune ideile, audiența este mult mai mare. Că uneori ne place, ai, vine Cristez cu ăla, se ia de nu știu care, urlă. Deci nu mai țin genul ăsta. Dar negru o să aibă probleme. Din ce spui tu? Că la el se țipă în emisiunile de e adevărat că uneori când faci lista de invitați și vezi că ai doar invitați care știi că scot 3 vorbe pe oră, spui, doamne, cu ăștia nu putem să ținem o oră de emisiune, nu avem cum să o ținem. Trebuie să luăm pe cineva care e mai vocal sau cineva care are exercițiu mai oricum, mare. Oricum, pot să zic că expertiza a început să primeze în fața scandalului nedocumentat. Nu știți, sunt unii, habar n-au, de politică îi vin dau din gură. I-a învățat trainerul să-l întrerupă pe altul, să facă atac la persoană. Deci sunt și niște trucuri învățate la școala care de... Care nu ține. Exact. Lumea mai degrabă la un invitat care are expertize, care știe ce vorbește, care e documentat. Era Buster Keaton ăla care... Da, pentru că asta e tendința în presă. Să meargă către de la scandaluri și de la ceva care este spumos, să se ducă să caute expertiza, omul vede știrea pe net, se uită, deschide televizorul și zice, mă, poate aud pe cineva care să-mi spună ceva mai mult. Sau unor prin și certurile, dacă sunt certurile pe o chestiune de care omul este interesat, dar altfel... Și este, nu știu, vreun politician care s-a supărat pe România TV atât de tare încât nu a mai vrut să vină? Sau... Dar cât se supără? Se supără peste o săptămână, două, noi sunăm, adică nu e nicio problemă. Sunt o grămadă care se supără, nu le convine, dar nu putem să-i lăudăm pe toți, că nu se dea mașina de spălat. Uh-huh. Îi criticăm și o să se supără. Dar și nu e o chestie de personal, aici este o chestiune care privește strict partidul pe care îl reprezintă. Dacă vrea să-și transmită mesajul, trebuie să vină, asta este. Nu poți să stai să zici, eu nu mai duc la aia, mi-au jucările și plec, sunt supărat pe ei. Nu. Dacă trebuie să-ți transmiți mesajul, transmiți oriunde este audiență. Cel mai des se supăra Vadim Tudor, fi iertat, săracul. El nu-i convenea ceva, nu mai vin. Nu... Ea peste o săptămână venea. Și cum l-ați convins atunci când ați făcut filmarea aia în cimitir, ningea și el era acolo? Adică, sau nu era ușor de convins? Nu știu, mă gândesc că un alt polițian ar fi... Păi, fata care se ocupă de booking, de contactarea invitațiilor, a aflat că se duce să dea de pomană prin cimitir, că mergea în fiecare sâmbătă în cimitir. Uh-huh. Și a zis, dacă toți sunteți în cimitir, noi avem echipa de transmisie, nu intrați la cadru, adică n-a fost nimic de convins. Și în general nu sunt foarte greu de convins... să intre în direct sau să s-a cam povestit, se știe cum a fost acum 5 ani acea noapte dramatică. A fost groaznic. Deci groaznic, eu eram cu Striblea și trebuia să intrăm în direct și am văzut ca și când v-ați ridicat voi toți acum de aici, toți colegii care sunt în spatele camerelor și la mixaj acolo și ar pleca și ne-am rămâne ca niște fraieri cu niște camere fără nimeni în spatele camerei și fără posibilitatea de a comunica cu exteriorul. Și emisia mai mergea? Nu, a mers emisia, dar nu din regia respectivă, n-am putut, n-am mai avut. Dar ce spune că nu te băga nimeni în seamă, a reușit să le capteze atenția într-un mod anecdotic, umoristic, încercând să-l imit pe Ceaușescu și spune, alo, toată lumea la locurile voastre, mă rog. Deci a fost singura modalitate prin care am făcut pe unii să tresare, să uite, să vadă ce și cum. Au fost foarte mulți colegi de bun simț care au rămas și au înțeles, chiar dacă s-au dus și au ales cealaltă echipă, nu și-au lăsat posturile de izbeliște și au rămas în spatele camerelor, au rămas la butoane pentru că erau profesioniști. Într-adevăr, au fost câțiva care când au auzit după noi da, am fost atunci norocoși, am fost noi doi care eram acolo și care trăisem adevărul, pentru că știam că odată o ruptură produsă,
A doua zi la ușă ai o groază de alți oameni care vor să se angajeze. Am și acum, n-am pe telefonul ăsta că mi-am schimbat, am și acum poze de a doua zi din redacție, deci noi ne-am rupt seara și a doua zi sus, unde e acum unde e un birou sus cu muscara, era coadă de oameni care vreau să se angajeze pe partea tehnică, da? Oameni care n-aveau nicio treabă, nu le păsa cine e, ce s-a întâmplat, ei vreau să aibă un loc de muncă și vreau să lucreze pe, la camere, la sunet, în regie. Nu-i interesa că e ghiță, că e vântul, că e ăla, glăia, pentru este un loc de muncă. Și norocul nostru a fost atunci că am ținut emisia, pentru că din nou știam de la Adevărul că nu ai voie să întrerupi ziarul, emisia, pentru că dacă faci lucrul ăsta, s-a terminat. Și norocul nostru a fost că am fost acolo, am insistat să continuăm, chiar dacă n-am fost preluați decât într-o anumită parte a țării, să continuăm ca să arătăm că existăm și că nu ne-am scufundat. Și a doua zi, vă spun, a doua zi a fost coadă la angajări. Dar când ați știut că e meciul câștigat? Pentru că audiența pori de la zero. De la zero. Audiențele erau zero. Iar în prima zi de emisie măsurată, în câteva locuri era 0,01. Da. Media a fost 0. Am audiențe, nu știu dacă le mai ai. Le mai am încă acum, le păstrez. Și ce s-a întâmplat? Când ați hotărât că e bine, că ați... Când am avut licența, ăla a fost primul pas. Și la licență. Noi ne-am dus la CNA și au zis nu vă putem accepta să vă numiți RTV, trebuie să vă numiți, și atunci am luat denumirea de România TV. Și am zis, dacă ne numim România, văd ce acum, ne-am dus într-o sală, cum ieși din sala de ședință, în stânga era acolo, și am stat, ce facem, că nu ne putem înregistra. Și ne-am înregistrat cu România TV. Atunci a fost, și după aia a fost o bătălie întreagă, pur și simplu pe audiență. Când asta zic, când ați hotărât că e pe linie de plutire? Ce, să fie pe linie de audiență? Stați că vă spun, principalul concurent al meu și al colegilor noștri a devenit realitate, al postul de care ne-am despărțit. Da? Iar în luna februarie, deci noi am început să emitem, să ne vedem în, pe 1 decembrie, pe 1 decembrie acum sunt 5 ani de când emitem și ne vedem peste tot, iar în februarie, deci câteva luni, am reușit să fim în audiență peste realitatea. A fost prima zi în care am fost peste realitatea. Îmi amintesc că era o zi cu zăpezi. În februarie era o zi cu zăpezi, cu Gigi Becali mergând să scoată oamenii din zăpezi. Pe prime time, nu pe toată ziua. All day. Realitatea era cu o campanie, în realitate ești mai bun. Au ținut toată ziua cu o plicticoșenie și am reușit prin programele noastre să... Pentru că abordarea deci, a fost... După care realitatea a ajuns la 01, următorul concurent a devenit Antena 3, iar acum ne luptăm pentru locul întâi cu Antena 3. Acum de 3 luni suntem noi pe locul întâi la nivel urban, la nivel național la începutul anului, adică la nivelul întregii țări. Spuneați de master. Eu spun Spuneai de master. De ce să faci master? Ai un gând să intri în învățământ? E obligatoriu? Nu știu care e situația din SUA. Dar de ce să nu învăț dacă am posibilitatea să învăț? De ce să nu mă duc să fac o școală dacă pot să-mi deschid mintea? Am învățat o groază de lucruri pe care habar n-aveam, de care habar n-aveam că se întâmplă. Cred că, Drăgotescu, deci... ar trebui împăiată să te duci la tine la facultate. Să spun de ce. Mai rar vezi un om la... Câți ani ai, Corina? 53 fac. La 53 de ani, care se comportă ca și când e în prima lună de presă. Dacă e un eveniment, Corina nu refuză să spună, eu sunt drăguț, vedetă, nu mă duc pe teren, să duci, îi place, sunt evenimente, are PSD-ul la Romei. Dar a fost drăguț că m-a recunoscut unul în piață și mi-a zis, îmi place, acum când a fost cu unioniștii, mă sunt în piață și mi-a zis unul, îmi place de dumneavoastră, că de fiecare dată mi-aduc aminte că erați pe cruce acolo, mi-aduc aminte că erați la scări, la universitate acolo, și a zis, uite mă că nu vin degeaba în piață. Acum absolvenții de la jurnalism au ca obiectiv să devină, să fie prezentator. Ce vrei să faci când vin să se angajeze? Prezentator. Ghinion nu se poate, mai trebuie să treci, să vezi cum e pe teren și mai departe. E, unii după 2-3 ani se pare o jignire să-i mai trimis să facă teren. E, Drăgotescu la 53 de ani mă impresionează, eu mai tânăr, mult mai tânăr, prin faptul că
se duce și ia informația de pe teren. Și de cele mai multe ori preferă să se ducă la o reuniune deliberativă la partide, pentru că de acolo află, decât să stea în studio și să-și dea cu părerea iurea. Și poate de-aia să uită lumea la Drăgotescu, pentru că are expertiză, vine și spune, știe ce spune când vine de acolo de la partide. Că a vorbit și cu unul și cu altul. Pentru și... că expertiza de care vorbește Eugen este foarte importantă. Când m-am dus în Statele Unite, am zis, hai să încerc să-mi iau un certificat ca să am și o școală în Statele Unite. După ce mi-am făcut partea de certificat, foarte scump, deci am plătit cam tot banii cu care plecasem, am plătit pe primul... limba străină? Nu, certificat de specializare în studii internaționale, în securitate internațională. Și după ce am parcurs anul acela, mi-au trimis hârtie și m-au întrebat dacă nu vreau să merg mai departe la doctorat, la masterat, pentru că sunt foarte bună și au nevoie de studenți ca mine. Pentru că toată expertiza acumulată în România și tot ce am învățat aici mi-a prins foarte bine acolo. Nu scriu în limba engleză cum scriu în limba română. Nu o să scriu tot restul vieții mele în limba engleză cum scriu în limba română, pentru că nu știu expresiile, nu e limba mea maternă, dar toată partea de expertiză pe care am avut-o m-a ajutat să fiu, să termin școala în America cu 10 și cu datorii la statul american, evident, ca orice student american, că am împrumutat bani. Dar asta mi-a deschis mintea, m-a făcut să înțeleg ce se întâmplă în lume, vreau să mă duc mai departe să fac un doctorat și m-am și gândit pe ce temă. Chiar dacă am 53 de ani, chiar dacă am avut cancer, chiar dacă pot să mor în orice moment, nu mă opresc din învățat, pentru că mintea pe care o lași se transformă în gelatină dacă nu o folosești. Ori eu nu vreau ca mintea mea să devină gelatina. De-aia sunt mai flexibilă acum, de-aia înțeleg, de-aia pot să-i recunosc lui Traian Băsescu niște merite acum, pentru că am înțeles ce a făcut bine și pot să-i reproșez ce a făcut rău. De-aia sunt mai dispusă să ascult pe ceilalți care au păreri diferite de ale mele, pentru că știu că negocierea între majoritate și minoritate este întotdeauna regula democrației. Deci de-aia am făcut școala, ca să nu mă duc să lâncezesc în America, să zic gata, sunt în suburbie în America, m-am ajuns. Nu. Aia nu înseamnă experiență. Să spunem, care ai și problema cu experiența medicală, nici în sala de operație, nici în presă nu e democrație. Democrație poate la corporate, la corporații, stau multinaționale, discută ședințe pe front, nu e democrație. Dar cineva... acolo. Dar nu fi, nu știu, habar n-am. Dar cum e democrație într-o redacție? E cum democrație faci? Până la un punct, pentru că în momentul în care vine evenimentul peste tine, nu te-a pus să faci întâi o ședință, exact. Haide să luăm 10.000 de aprobări, să ne mai consultăm o dată, să ne mai... Nu, evenimentul trebuie relatat în timp real. Am văzut deontologii SME acum, deontologi, că domne, că am plecat, n-am mai suportat atâta dictatură, că ați mai văzut, mai sunt... Atâția deontologi sunt, domnule, care stau, iau banii 3, 4, 5 ani și după aceea scuipă de unde au plecat. De ce au stat? De ce au stat? Asta e cel mai urât lucru, să scuipi după ce ai stat într-un anumit loc și să-ți denigrezi foștii colegi. Și din păcate s-au mulțit în presa ta, asta vreau să ura, zic, sunt foarte mari. Corina Drăgătescu presa, presa nu poate funcționa dacă nu are un centru de comandă, dacă nu sunt oameni care... E ca o forță de reacție rapidă. Dacă nu ai forța asta de reacție rapidă și camera eu ca angajat să am încredere în forța rapidă care este Kelemen sau este Vâlcu, nu poți funcționa. Deci relația de încredere este foarte importantă în presă. Și uneori, bineînțeles că forța rapidă ia decizii. Nu o să aștepte până se trezește Drăgotescu dimineața, până își bea cafeaua ca să relateze sau păi, nu știu cine... Crap până echipamentul de transmisie de la fața locului. Trebuie să iei o decizie ca să ții în continuare telespectatorul. Crezi că faci ședință să analizezi câți metri de cablu ai trimis, cât bandă izolatoare ai sau din astea? Nu, alea le faci și o altă dată. Nu, atunci găsești o soluție pe loc și ții emisia în continuare. Vreau să vă întreb, doamna Drăgotescu, dacă ați primit amenințări să nu mai scrieți despre anumite subiecte, mă gândesc că recent a fost și cazul Andrei Grețulescu. Descris, nu mai mi-aduc aminte, sunt ați ani de când am scris că nu mai mi-aduc aminte și atunci internetul era mai puțin, adică era în viața noastră mai puțin decât este acum, dar primeai, în jurături primeai și atunci. Iar oameni care să umble după tine cu câte o hârtie și care să-ți dea telefoane, am avut și eu, da, am avut și eu. Nu mai știam cum să mai scap și nu știam cum să mai zic omului din fericire. Acum e o modă a amenințărilor. Inventează tot felul de e-mail-uri
Și scriu, te bălăgăresc, dar țintit, adică ți-e clar că sunt oameni care cunosc redacția așa mai departe. Și o ia fie pe Andreea Creciulescu, mă ia și pe mine, Chelemen ește o de să-ți fie rușine că dai imaginea asta cu Claudiu Iohannis. Adică știe că este o de, e o funcție, ca și cum ai ști că ăla este responsabil de zonă în corporația de pastă de dinți. Și scriu pe mail, dau tot felul de mail-uri în care... Eu am pățit un teren, culmea că de-aia spune o treabă, Băsescu a greșit foarte mult, pentru că este exact ceea ce a făcut Trump acum în America. Aici s-au asemănat foarte bine. Ura pe care Traian Băsescu a transmis-o către populație s-a amplificat pe măsură ce s-a dus în baza populației. Și am fost la congresul PMP, acum când s-a înființat, nu s-a înființat de mult, cred că eram anul trecut pe vremea asta, și a venit un susținător PMP care am zis că mă ia la bautea aia. A venit oamenii în jurul lui și au zis, lasă-o în pace, haideți doamna Drăgătescu, m-au scos realmente din fața unui om furios că n-am scris, că n-am zis eu de Traian Băsescu, nu știu ce, și că nu-l iubesc eu pe Traian Băsescu. Ori un conducător nu trebuie să transmită ură niciodată, oricât de multă ură ar simți, trebuie să știe că în bază ea crește exponențial și incită poporul la ură. Și asta s-a întâmplat, s-a mai întâmplat și în piață lucrul ăsta. Lumea, de exemplu, a venit, a fost un meeting, nu mai știu la care dintre meetingurile astea din piață, când a venit o persoană cu un banner pro-biserică și eu nu sunt, chiar mi se pare că biserica nu își face funcția în ziua de azi, dar am intervenit când oamenii s-au dus să-l bată pe omul ăla, să-l dea afară din piață, era anul trecut, să-l dea la când a fost cu colectivul, exact atunci, a venit omul, lumea era în piață cu colectivul, a venit omul cu bannerul de biserică, deci a avut curajul să-și asume, să intre în piață. Vedeam săptămâna trecută pe Facebook. Domne, unioniștii au comis un lucru extrem de grav că au ieșit să mărșăluiască pe străzile din București. Sau ăia de la PSD, e foarte grav. Bă, frate, doar dreapta are voie să facă meeting? Doar dreapta are voie să dea jos guverne cu meeting-uri neautorizate? Dar de unde suntem? Adică unii sunt buni dacă ies pe stradă, alții sunt răi. Deci se perpetuează în continuare și este foarte agresivă propaganda aceasta de dreapta. Pentru că societatea e foarte agresivă, așa a fost lăsată. Stânga nu există ca și intelectual, ca și oameni de influență, ca să poată țină piept și atunci dreapta bălăgărește tot ce prinde. Nici prea are idei, că văd acum dreapta își face campanie. De fapt, nu face campanie, face contracampanie. Ia sloganul, ia afișele, ia... Gândiți-vă că o campanie de asta, pe vremea când erau bani în campanie, era făcută de o agenție care stăpânea mijloace de publicitate extraordinare. Adică avea departament de creație cu artiști, cu regizori, se pare, creau... Mi se par foarte săraci în gândire. În afară de Dobitocu, Golanu, Derbedeu de Ponta, de exemplu, altceva nu știu să spună. Ok, am înțeles, dar nu pot să-mi spui toată ziua că Ponta e Derbedeu sau Tăriceanu e Derbedeu sau Dragnea este infractor. Vino, frate, și tu cu un program, convinge-mă că ești mai bun decât ei. Deci, iată că pot. Deci, studii de securitate internațională. Da. Și școala de nutriție? Greșesc, știu că voiați... Nu am mai făcut școala de nutriție. Adică ați renunțat la... Nu fac și școala de nutriție, nu. Am renunțat la ea. Dar ce ar putea să... Sincer, am ajuns dar am fost aici la nutriționist înainte. Am avut o perioadă când m-am îngrășat foarte mult după operații. Am luat în greutate și m-am speriat că tot slabă am fost. Și m-am dus la nutriționist și mulțumesc lui Dumnezeu că am fost aici, că ce am învățat la nutriționist aici m-a ajutat să mă feresc de mâncarea din America, care este groaznică. Și cred că acum am pe nepoata mea care e cu bursă Fulbright în România, deci trimisă de guvernul american, și i-am întrebat, dar în România voi nu faceți cursuri în școală de nutriționist? Și a zis, nu, noi nu avem cursuri în școală. Și a zis, dar noi avem în școală, ne învață cum să mâncăm, ce să mâncăm. Și sincer, cred că ar trebui oricine să învețe în școală cum să mănânce, cum să, cât spor să facă lucrurile astea, cred sincer. Mai ales după ce am văzut ce e într-o societate ultra-dezvoltată. Pentru că spre asta mă gândesc, spre o societate dezvoltată care te îmbie la mânca prost și la sedentarism. Vreau să vă întreb, când ați văzut lupta cu cancerul, cum a fost totuși să v-ați găsit puterea să apăreți și la televizor, practic să vă duceți viața mai departe? Și nu ce să fac?
Aveam de ales? Alții nu ar face asta. Ce să fac? Să stau acasă, să-mi plâng de milă, să stau ascuns în redacție? Oamenii ăștia se bazau pe mine toți că trebuia să ieșim? Nu, e cel mai bine. Cel mai bine e să te duci să-ți vezi de viață mai departe, că nu, altfel... Apropo de acasă, când ajunge Eugen Kelemen acasă? La Sighișoara? Nu, acasă aici, în partea altă. Păi... Adică lumea zice, da, lume, televiziunea e vorba, stai pe un scaun și vorbești. Păi hai să luăm o zi, da, în care să luăm o zi obișnuită, da. Sunt de unde? Ajung dimineața pe la 7 în redacție și teoretic pe la 9 ar trebui să plec. Dar nu mă îndur să plec, că îmi place ce-a pregătit Andreea Crețulescu, stau să ajut, vine invitatul cu tare, emisiunea trebuie schimbată în timpul mersului și o ajut pe Andreea cu telefoane, după aceea la 23, nu știu ce incendiu mai e, hai să facem niște ferestre și mă ajung la 12, jumate noaptea. Și când, acum eu știu așa din culise că se pune problema, de ce ajunge Ionescu și nu ajunge Popescu? Știu când erai de serviciu, cum ar fi mâine, veneai de azi. Adică păi nu era acut, aici plec direct la ședința de sumar. Așa e, exact, de aia și stăm puțin. Așa ședința de sumar, că mă așteaptă colegii să facem invitații pentru mâine, să facem... Că, apropo de colegii tineri, când vin prima întrebare, cât e programul, la cât se termină programul? În presă. Asta era când vin unii să se angajeze. Dar nicio șansă în televiziune acest tip de absolvenți sau acest tip de aspirant la statutul de jurnalist. În schimb, sunt foarte mulți care vin și trag, cum se spune, sania pe uscat, stau în redacție câte o lună, două, trei, fără să iau un ban, își însușesc toate sistemele de lucru din redacție, se familiarizează cu workflow-ul de acolo din redacție și încearcă să demonstreze că sunt apt și bun pentru a face presă. Și avem câțiva reporteri foarte buni care au urmat acest traseu. 2, 3, 4, mi-au tras ani pe uscat acolo fără niciun leu, pentru că și-au dorit să fie jurnaliști. Și acum chiar sunt, fie pe sănătate, fie pe DNA, fie pe alte instituții, cei mai buni dintre jurnaliștii acreditați. Practic vorbești de Florin Pupăză din presa scrisă, în adevărul și momentul lui culminant sau al vostru a fost când ați furat subiectele de la bani. De termen greșit ați furat. În ghilimele, nu. Păi nu, s-a demonstrat că e proastă paza la bani. Asta este o întâmplare jurnalistică. Și ți-amintești, erai seara, erai de serviciu, bă, ce facem în weekend? Și zic, bă, fii atent, eu în urmă cu un an am descoperit un subiect, cum dau ăștia subiecte la Ministerul Educației fără un control prealabil, fără să facă absolut nimic. Și urmărind, venise atunci o inspectoare școlară generală cu soțul, care nu avea nicio treabă cu învățământ, sau soțul și-a luat subiectele. Iar eu ca jurnalist am urmărit luna următoare, peste două luni, peste trei luni, unde ce i-au făcut acelui individ care a luat ilegal subiectele. Și la un moment dat, secretarul de stat din Ministerul Educației mi-a zis, auzi, dar tu altă treabă n-ai, băiete, ce mă mai tot sun și mă deranjez cu subiectul, ia mai vezi de treabă. Zic, bine, cu coală, lasă-te-mi la anul ce faci. Și a mers Adriana Nedelea cu Florin Pupăză, s-au dus, au intrat ca în brânză, nu i-a întrebat nimeni, au zis că sunt de la Tellerman sau de nu știu, deși le-a pus în brațe 30 de plicuri cu subiecte și cu bareme de corectare. M-au sunat, zic, bă, voi sunteți nebuni? Chiar... Drama e că astăzi nu se mai face așa ceva, azi aștepți în plic, un mail, primești. Păi e mai simplu. Stenograma, dă DNA-ul, stenograma din câte văd. Cine ți le dă? Avocatul? Hai. Nu mai, se schimbă sistemul, se schimbă jurnalismul, se schimbă cerințele, se schimbă... Asta era deja din zona de aproape de investigații ce făceam. Încă de asta, Paul Vâlcu, înainte se scriau reportaje, se scriau anchete, iar acum una dintre cauze, una dintre cauzele dispariției acestor genuri jurnalistice, reprezintă bani. Să faci un reportaj, să faci o anchetă, costă și timp și bani. Iar patronii de presă nu mai au timp
și răbdare să mai investească, să faci tu o anchetă 5 săptămâni și nici să mai trimită 3 oameni, 4 să filmeze 2-3 zile, să mai plătești cazare și să-ți ia cele mai frumoase cadre și să faci cele mai frumoase reportaje. Sau să stea o săptămână de la un ziar pe teren să se documenteze, că nu, s-a dus. Așa simt că oricum trebuie să dai știre repede, adică ce ar trebui făcut? Adică nu ai cum să mergi pe teren mult și după aia să scrii în două de știri. Ba da, ai timp, că de-aia sunt mai mulți oameni într-o secție. Ca unul să dea știrile zilnice și săptămâna asta unul se ocupă de reportaj. Noi la România TV mai cultivăm, mai puțin, dar cultivăm acest gen. Există o echipă la România de poveste, sunt 4 oameni care scriu acolo și care au la dispoziție o săptămână să pregătească reportaje sau anchete pentru sâmbătă seara. E un efort, înțeleg asta. Nu aduce, alte secții, aduce de alte secții trebuie să-l susțin, alte emisiuni trebuie să susțină treaba asta. Bineînțeles. Bun, mai sunt puține minute, eu aș trece la întrebările mondene rapid, așa la... Nu, neapărat mondene, avem de la cititori. Am citit în 2013 că ați scris un text, Moarte pentru viață. Care a fost știrea care v-a zguduit în ultima perioadă? S-a întrebat cititor. Pe cine întreabă? Pe dumneavoastră. Pe mine? Da. Pe mine mă... Deci, acea poveste, deci am scris un comentariu pentru că m-a impresionat drama acelei femei bolnave de cancer care a refuzat operația pentru a-și salva bebelușul din pântec și s-a sacrificat pentru bebelușul ei. Tot așa mă impresionează și mă șochează acum și cred că este cea mai gravă știre a momentului, modul în care unii reprezentanții clasei politice nu dau 2 lei pe votul românilor și pe intenția de vot a românilor, de exemplu. Și sunt alegeri pentru când îi auzi pe unii politicieni de top ai României, dar ce, e vot pentru guvern, e vot pentru cutare, sau ce contează câți români votează cu X sau cu Y? Președintele pune premier tot pe cine vrea el. Adică să nu dai 2 lei pe intenția și pe votul românului, mi se pare exact cea mai se face, mare se crimă guvern, acum. A democrației. Cea mai mare crimă. Este o știre... Pentru Corina... Cum cataloghează guvernul Cioloș? Foarte gri. În opinia mea e ca un șoricel speriat. Tot guvernul, nu mă refer la Cioloș. E ca un șoricel speriat care nu știe încotro nici... Aici ne explicăm scenariul de ce anul ăsta nu s-a dat cu raticii din București. Adică de asta... E primul an care nu se dă cu... Acest guvern nu a făcut doar lucruri proaste în țara asta, că au și realizări. Dar și au și o presă apropiată. Sunt foarte multe redacții care susțin pe față acest guvern, dar, din păcate, are cel mai mare handicap, cred, din istorie, în a-și comunica realizările alea puține câte sunt. Cred că este guvernul cel mai mare handicap din acest punct de vedere. Și, până la urmă, e un guvern mincinos. Au zis că nu intră în politică și rând pe rând intră câte unul în politică. Nu poți să vii la putere să zici, eu vin și stau un an și după aceea, știi, e un an cu prelungiri. Mă duc și mai încerc să mai stau că mi-am câștigat notorietate pe banii voștri și pe îngăduința voastră. Și trebuia să numească un guvern politic de la început, Iohannis, și cu asta basta. Nu face chiar ceva cu un popor traumatizat. Primul guvern tehnocrat pe care îl reținem noi, guvernul Stolojan. Au intrat unii în politică, eu nu mai țin minte. Au intrat în politică, da. Au intrat în politică. Au mai intrat după aceea, nici nu mai știu, dar au intrat după aceea în politică. Însă Stolojan, cum a fost el, s-a ținut de cuvânt. Nu a intrat în politică. A plecat la Banca Mondială. A plecat la Banca Mondială și a luat o pauză, a făcut acolo ce a făcut, s-a întors înapoi, a intrat în politică. Dar s-a ținut de cuvânt. De pauză cât a luat. S-a ținut de cuvânt și nu a păcălit poporul să spună, eu vin, dar pe răbdarea voastră și cu experiența cu voi, eu îmi fac capitalul meu propriu. Înțelegeți că ei pe banii noștri și-au făcut propria lor campanie electorală?
pe banii românilor și pe rândarea românilor. Să vedem dacă va fi de succes. Nu contează, nu contează ce rezultate au, contează că te-au mințit, au venit și s-au folosit de tine, s-au șters de tine și acum încearcă să se folosească în interes propriu. Asta e, deci șterg pe jos cu tine, nu poți să faci așa ceva, nu se poate. Tot de la cititori, cum vedeți faptul că cei din PSD nu spun care este premierul lor, în schimb cei prost. De la PRU îl susțin pe Victor Ponta? Foarte prost. Sunt alegeri parlamentare care au ca primă rezultantă un guvern. Premierul. Foarte prost. Nu poți să alegi un partid fără să știi pe mâna cui te dă. Cine până este omul care îți va gestiona viața pentru următorii 2 ani, 3 ani, 4 ani? Nu poți să alegi o broșură. Exact. Chestia asta, candidăm prost. Între două programe, deci punem aici o broșură, din coace o broșură, aleg după coperți, după Chromatolux, dacă până e s-a schimbat durata mandatului prezidențial, să ne amintim, se suprapuneau alegerile parlamentare cu cele prezidențiale și atunci nu mai era nevoie de un premier, aveai erau de... candidații la președinție și erau locomotivele. Acum, eu cred că fac o mare greșeală și că au nevoie de o locomotivă și au nevoie să... de personalizarea campaniei electorale. Și încă ceva, eu cred că e timpul partidelor mici. Și cu asta închei. Eu cred că partidele mari trebuie sancționate în momentul de față, pentru că au ajuns două blocuri mamut, inflexibile, imobile, surde la tot ce vrea și cred că partidele mici de tip PMP, PRU și USE, cum se mai numesc, și independenții și ALDE. ALDE nu, ALDE s-a dus cu blocul mare. Deci câtă vreme se duc cu blocurile mari, cred că sunt foarte utile în Parlament pentru însănătoși. Cred că e singura cale prin care poți să însănătoșești viața politică. Pentru că altfel suntem prizonierii acestor două blocuri mari care fac ce vor ele. Să ajungem ca în America. Nu, în America există un mecanism de control din societatea civilă și niciodată nu fac stânga cu dreapta un pas să ajungă la guvernare. Nu ar fi rele două blocuri mari. Ba da, doar, în România dar, sunt din rele. Din păcate, la noi nu au existat aceste două. Rele. Totdeauna s-a rupt dintr-un bloc sunt în altul niște trădători și s-au format niște oși de astea de strânsură. Ajung în partide care n-au trecut prin votul populației. Ajung tip UNPR și tip și PMP-ul chiar, care n-a trecut prin votul populației. Eu nu zic că nu sunt partide bune, dar să treacă naibii pe la urnă. Da, în primul rând, aș interzice traseismul. Da, ar trebui interzis traseismul așa cum s-a interzis. Și atunci altfel vorbim despre blocurile astea. Atunci vorbim cu totul altfel. Dar câtă vreme dai voie la traseism, câtă vreme accepți această impostură politică că votezi dreapta și n-au voturi suficiente, se aliază cu stânga, este o jignire și pentru electoratul de dreapta și pentru electoratul de stânga. Eu nu vreau să votez pe Chelemen care e de dreapta, că e în dreapta mea, ca să facă alianță cu Vâlcu care este în stânga. Eu votez doar pe Vâlcu, că e în stânga. Și am încredere în el. Ce ia te duci și faci alianță? Sunt te duci și negociezi cu el niște pe mine. Ultima întrebare, Dumnezeu. Sunt de acord, dar nu alianță. Îi importați pică lui Băsescu după câte v-a zis? Nu. Nu-i port pică lui Băsescu. E treia în Băsescu, dar nici nu vreau să am de-a face cu el. Nu-i port pică, dar... nu-l mai consider un partener de discuție niciodată în viața mea. E o mare greșeală ca jurnalist să porți pică uneia care te-a jignit. Sau care ți-a făcut, nu știu, și o mare prostie. Ca jurnalist treci rapid peste... Și pică înseamnă emoții consumate în interior. Și de ce să mă consumă pentru Traian Băsescu? Bun. Domnul Chelemen, ați avut vreo ofertă de la concurență? Și eu că nu se discută treburile astea. Așa, dar totuși, după un succes de la zero la cât are acum audiență, foarte importantă, începe ba, să... Ba, de ce vreți să-l băgați în... În gura cuilului, gura... patronului. Lăsați-l în pace. Că... Domnul Vâlcu, pot să spun doar că sunt satisfăcut în acest moment, iar satisfacția și recunoașterea, în general, este dată de breazlă. Și dacă ăia din breazlă te urăsc sau te apreciază sau vorbesc despre tine sau țin cont de ceea ce faci, înseamnă că contezi. Deci, în primul rând, legitimitatea, dincolo de telespectator, de audiență și așa mai departe, ți-o dă breazlă. Atâta vă pot spune. Vă mulțumim și dumneavoastră, mulțumim cititorilor. Ne vedem săptămâna viitoare. La revedere!